Salutare! Acesta este probabil cel mai plăcut unboxing, ca să nu-l numesc altfel. Este vorba despre Nikon D800, o cameră mid-size SLR, ultimul mid-size SLR lansat de către Nikon în februarie. A trecut prin câteva luni de precomenzi, cel puțin la F64, ajungând zilele acestea la liber. Adică îl puteți găsi în stoc. O cameră cu un ISO destul de micuț, 6400 nativ, însă cu o tonă de megapixeli, puțin peste 36 și 51 de puncte de focus. Să vedem ce conține, și anume cutia. Garanție internațională, sper să n-am nimic. F64, un copac, doi copaci. O baterie de rezervă, asta am cumpărat-o special pentru. Dar vedem mai încolo. Un CD. În principiu același ca la de 7000. USB, micro USB. Asta nu știu ce. Asta îl punem pentru că ne va face trebuință. Și baterie. Destul de masiv. Acum mă întreb de ce îmi părea și un grip. Microfon, HDMI, mufe, micro USB, terminal de setări noi. Întotdeauna un copac și pentru bateria achiziționată. Suplimentar.
Sistemul de prindere e puțin diferit față de ce am văzut cel puțin eu până acum. Să-l punem deoparte. Ai o husă pentru baterii normale. Iar aici o chestie deșteaptă. Care va asigura mai mult curent, însă și stabilitate în cazul în care folosim obiective mai zdravene. Gen 70-200, 24-70 și 14-24. Destul de greuțe. Da, ceva nu schimbase aici. Are o protecție. Full frame. Poate lucrul cel mai important pe care nu l-am spus până acum.